Astăzi a fost lansat cel mai mare program de pregătire a cadrelor didactice. 40.000 de dascăli din învățământul gimnazial și 15.000 din primar vor fi formați timp de 4 ani pe noile programe școlare datorită proiectului Curriculum Relevant – Educație deschisă pentru toți. Detalii despre acesta dat în urmă cu câteva zile chiar ministrul Educației Liviu Marian Pop, prezent în Baia Mare. Este obligatoriu ca acolo să venim, după ce avem programele școlare, să avem formarea corpului profesoral și, evident, în paralel, investiția în unitățile școlare și învățarea unităților școlare. Am fost în Singapore și am semnat deja contractul, am avea experți din Singapore care implementează învățământul și normal. Avem experți din Coreea de Sud. De asemenea, s-a discutat cu experți din Finlanda. Important că acest proiect care va duce la 2000 de colegi de-ai noștri care vor fi formatori, formați de experți internaționali, cu siguranță va aduce un plus valoare în sistemul de învățământ. Proiectul se va derula între 2017 și 2021 și are un buget de aproximativ 42 de milioane de euro. Pentru desfășurarea activităților de formare vor fi alcătuite aproape 2800 de grupe de profesori în toate județele. Dascălii care vor fi pregătiți de 900 de formatori vor primi o subvenție în cuantum de 600 de lei. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii. De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7200 de resurse educaționale deschise pentru toate disciplinele.